numit partenerul. Emil Pantelimon Carșteptu-Hanță. Bună seara, stimați spectatorii, emoțiile. Suntem aici într-o seară în care nouă tineri covăzneni sunt în fața dumneavoastră, dau tot ce e mai bun din ei și merită tot ce e mai bun. Și siguranță că am făcut de fapt o scurtă povestioară, foarte scurtă, ca să nu vă, să nu vă rețin, ca să vedeți puțin ideea de la care am plecat și ce înseamnă seria albastră pentru Sfântul Gheorghe. În 1961, la Modena, celebrul oraș Modena, un oraș care atunci avea cam 90.000 de locuitori, Pavarotti se lansa la concursul di canto pentru prima dată, un concurs tot așa organizat pas cu pas, cu câteva greșeli, cu câteva reușite. Se lansa în 1961, când orașul avea 90.000 de locuitori, menționez că Sfântul Gheorghe are cam 70 acum. Astăzi, Modena a ajuns un oraș cu 1.000.000 de turiști. Astăzi, Modena a ajuns cu 1.000.000 de turiști pentru că Pavarotti a plecat de acolo. Și pentru că modenezii au știut să-l ridice și să-l iubească așa cum trebuie să o facem cu toți. Ei sunt valorile covăznene care, fără dar și poate, eu pot să vă garantez că ne vor reprezenta și că în 2053 ne vom întâlni în această sală albastră, probabil, și vom spune că da, Sfântul Gheorghe, cu un milion de turiști. Sfântul Gheorghe a ajuns foarte mare din cauza acestor tineri, care, cum ați observat noastră, și cei care ați fost la toate seriile, evoluează văzând cu ochii și incredibil de repede. Aceasta este povestea pe care am descoperit-o căutând puțin pe Google, dar vreau să vă mai spun încă o chestiune foarte importantă. Să nu vă imaginați că această mișcare de forțe, care în spatele, în culise de fapt, are cam 30 de voluntari, în față are cam 80 de tineri pe care am promovat pe parcursul a 6 ediții. Să nu vă imaginați că această mișcare, seria albastră, nu are înăuntrul ei un spirit, nu are înăuntrul ei un om care face zi și noapte momentele acestea, care le gândește, care pune suflet și care este doamna Liliana Grosar, fapt pentru care îi oferim o diplomă de excelență din partea Comitetului de Organizare. O să mă rețin de dați și mă dată de minut, pentru că se merită. După cum vedeți, la cât de mic este și sala, la cât de adunați suntem și noi, suntem o familie aici și tot timpul ne comportăm ca atare. Am să vă povestesc chiar și un detaliu din culise, și anume că într-o zi, noi împărțiți pe departamente, am cerut comitetul de organizare, cel director, am cerut să se facă diplome pentru cei, fără să știe doamna Grosar și niciunul dintre invitați, să se facă diplome pentru cei care au cântat aseară albastră. Și am scris în invitația pe care v-am trimis-o că sunt 50. Ei bine, ne-am trezit alaltăieri cu un dosar așa de diplome pe masă, am să vă rog să-mi aduceți din spate. Aceștia sunt tinerii pe care a promovat seara albastră. De fapt, sunt mai mult de 50. De fapt, sunt mai mult de 50, sunt 86. N-am să-i știți pe toată decât cei care sunt aici și să-i felicităm și în aplauzele noastre, doamna Cerche Semeșe. Domnul Iașco Peter este comitorul pe partea de sărbători. Este tot ce vine așa. Domnișoara Ștefănescu Laura. Tănații Alexandru. Grosar Paul. Epure Ghera. Dobrescu Andreea. Valin Vlasco, Valin Gheorghe, este și Ciobi Felicitor. Am să las onoarea
că după spectacol, acestea sunt diplomele, după spectacol am să-i las onoarea doamnei producător Liliana Grosar să le împartă tinerilor. Ai și tu, Cioriu, da. Vă mulțumesc așadar încă o dată că ne susțineți. Vă mulțumim și sper să fim împreună cel puțin și în a doua stagiune, în aceeași formulă, poate mai extinsă. Vă urez în continuare o seară plăcută.